Bună, azi avem un clip cu produse terminate, dar am o grămadă de produse aici într-un sac. Eu acum sunt în România, dar astea sunt terminate în luna aprilie și luna mai, cam 3 săptămâni din mai. Și cred că mai sunt din ele și de la Crăciunul trecut, că sunt foarte multe. Nici nu mai știu exact că le-am terminat, știu doar că le-am pus undeva într-un sac, într-o debara ceva și acolo au stat și pline de praf. Am zis că nu mai filmez, dar am vrut totuși să vi le arăt că sunt foarte multe care mi-au plăcut de aici și m-am uitat și eu prin ele și chiar sunt destul de interesante și de asta am zis să vi le arăt și vouă. Am terminat prima dată un gel de duș din ăsta de la Lactovit. L-am primit într-un set ceva de cadou și mai avea și o cremă de corp, dar aia cred că am terminat-o mai de mult sau nici nu mai știu, sincer. Dar ăsta a fost foarte bun și chiar mi-a plăcut. Așa. Să trag mai aproape sacul, să le iau mai bine. Ups. Asta este o acetonă de la Farmec. Este foarte bună, este așa din asta care șterge imediat unghiile, deci nu este din aceea care trebuie să insiști. Chiar mi-a plăcut foarte mult și este un pic mai scumpă, dar e ok. Și sunt produsele aburite reci, fiindcă, adică acum le-am adus la cald, că au stat undeva afară, într-o debara și de asta, adică la rece. Mai am un șampon Sios, asta e super fain, știu că îmi curăța bine părul, l-am avut de foarte multe ori și astea de la Sios le foloseam eu în liceu și au un preț bun și o cantitate foarte mare. Pentru prețul lor chiar sunt super ok. Ăsta e un gel de ras, mie îmi plac gelurile în detrimentul spumelor, fiindcă ale se topesc foarte repede, le-ați văzut de multe ori la mine, știți că le tot folosesc. Mai am un detergent de vase de la Fairy. Ăsta este cu măr, dar nu prea miroase a măr. Știu că astea cu măr miroase așa mentă, nu miroase chiar a măr. Să văd ce mai am, adică să le iau încetul. Ăsta e o sticlă mare, mare de clor. Știu că atunci am tot folosit clor la diferite chestii și am și renovat și am șters foarte multe chestii atunci și am consumat multe sticle. Nu știu dacă le mai am pe toate, dar asta mi-aduc aminte, sigur. E foarte bun, cred că îl știți. Ăsta este un spray de mobilă de la Rivex. Este la fel ca cel de la Pronto sau ca acela de la Rossmann. Cel mai folosesc eu și îl mai aduc și mamei. El folosește și ea și îl folosesc și eu când vin. E super ok. Dar ăsta l-am luat de la un magazin de aici, de la noi. Acesta este un spray de cameră. Chiar și acum l-am. Îmi place mult mirosul și îl folosesc și eu în Germania și mereu îl aduc și aici. Îl dau prin camere. L-ați văzut de mai multe ori la mine, cu siguranță. Un săpun solid de la Fa, din acesta așa, pe roz. A fost destul de ok, dar se topește foarte repede. Astea se topesc repede de la Fa. Un anticalcar, tot de la un magazin local luat, pentru mașina de spălat. O soluție pentru geamuri de la Lidl asta. Este foarte ok, am mai folosit-o de multe ori asta. De la Chantecler, îmi plac foarte mult produsele lor, chiar și acum am, le găsesc la magazine din astea de colți, cum să zic, locale, fiindcă, de exemplu, în Germania nu le găsesc. Ăsta e super bun și pentru pete și pentru când fac curat în baie, chiar e foarte ok. Un recipient acesta cu gel de duș de la Dove. A fost cu migdale și floare de hibiscus. A mirosit super bine. Așa țin eu minte, ia să văd. Da, mi-a plăcut mult mirosul. Și a avut și o cantitate de 750 de mililitri, o grămadă. Un detartrant, în asta de la Aro, tot așa luat de la un magazin local. Este bun pentru vasul de toaletă. O rezervă din asta de săpun lichid de la Lidl luată. Este destul de bună, dar usucă un pic mâinile. O cumpăr și eu așa din când în când. Asta e pur, din asta detergent de vase. E foarte ok, dar mai mult îmi place Fairy. Încă un săpun solid, ăsta e de la Sien. A fost foarte ok și tot am din astea peste tot prin casă.
Ăsta e un detergent de vase de la Fairy, super bun. V-am mai zis. Asta e o cremă de mâini, parcă. Știu că am avut-o dintr-un cadou de la Oriflame. Eu l-am comandat de la Oriflame de foarte mulți ani. E goală, dar a mirosit foarte bine a piersici. Și este primită cadou. Și mi-a plăcut foarte mult. Asta e o loțiune de corp de la DM, Balea. Nu mai știu cum a mirosit. Da, a mirosit ok. Dar jumate am folosit eu, jumate am dat-o lui mama, fiindcă aveam foarte multe atunci și de asta. Dar mi-a plăcut. Intră repede în piele și a fost destul de ok. Încă o sticlă de pur. Astea mici se termină foarte repede, plus că eu pun, oricum s-a slăbit calitatea la ele și pun foarte mult în caz să facă multe spume. Asta e o cremă de corp cu migdale primită în cadoul de Crăciun. Și am folosit-o și eu și apoi am mai dat-o și lui mama, că nu mai puteam termina. Că eu având atât de multe creme, de asta nu prea vedeți la mine că se termină foarte greu. Și acesta este un odorizant de toaletă și a fost așa de la Aro, foarte ieftine. Un Mr. Proper pentru pardoseliu, le folosești pentru gresie și pentru parchet, nu contează. O sticlă de Lenor, balsam de rufe, asta cu prospețimea pajeștia, asta miroase super bine. Am un baie care miroase cu galben, nu mai știu exact, dar miroase și mai bine ăla. Un șampon de la Head & Shoulders, acesta. Îmi plac șampoanele lor, dar în ultimul timp nu prea le-am mai cumpărat. Ce să zic? Să văd așa. Asta este o cremă, cred. O cremă de picioare, tot primită de pe undeva, printr-un cadou ceva. A mirosit foarte urât și am folosit un pic, apoi am dat-o mamei să o termine, că nu prea mi-a plăcut mie. Acesta este un spray de păr, chiar l-am recumpărat și îl folosesc. Mă ține foarte mult și e foarte bun. Un calgon din acesta, așa, uite, am tăiat invers și a curs pe aici. Un calgon așa. Ouă, am terminat. Asta mi-a plăcut foarte mult și chiar am recumpărat-o de la Essence. Și chiar este terminată, terminată. Nu știu dacă se poate vedea. Un gel de duș. Asta a fost aroma mea preferată de la ei, de la Rossmann. Și știu că i-am dat și cadou. Și mamei și bunicii această aromă și le-au plăcut foarte mult. Și eu o mai am în câteva variante. Adică am stoc la ea, vreau să zic. Asta e o din asta acetonă, la fel de la DM. Foarte ok. Îmi place foarte mult sistemul de dozare. Și nu mai știu ce mai am pe aici. Ha, încă un săpun. Ăsta e de la DAV. Și cred că, da, mai am niște ambalaje care nu știu de ce le-am păstrat. Dar nu sunt de arătat, adică îți hârtie așa. A, mai văd aici din asta de la Sano. Nu mai pot să-l scot. A, uite așa. De la Sano, chiar și acum îl am în bucătărie și șterg foarte bine cu el. E foarte tare și ceea ce nu-mi place e mirosul lui. Și că, nu știu, mă usură nasul de la el, dar asta este. Da, cam astea au fost o grămadă de produse. Pa, pa!